Din nou în direct la ediția specială, România e la capătul primei săptămâni de pandemie cu peste 200.000 de infectări, mai precis 204.625. Iar Bucureștiul a ajuns la cea mai ridicată incidență de la debutul pandemiei, peste 30 la 1.000 de locuitori. Despre toate acestea, dar și despre restricțiile din capitală, cu prefectul capitalei, Alexandru Vacaru, în direct aici la Digi24. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc. Vorbim astăzi de un record negativ, o rată de infectare record. De peste 30. De peste 30 în ultimele 14 zile. Ce înseamnă asta pentru București? Ce se întâmplă în valul 5 în București? După cum știți, starea de alertă a fost prelungită printr-o hotărâre de guvern, motiv pentru care instituția prefectului, în cadrul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, a convocat o ședință vineri, iar din această noapte intră în vigoare, la nivelul capitalei, noile măsuri. Există o serie de modificări în raport cu ultima hotărâre de guvern referitoare la prelungirea stării de alertă, pe cale de consecință și cu privire și în cadrul hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență. Iar noi le putem urmări pe ecran în paralel, în timp ce avem această discuție, ca să fie mult mai clar și pentru cei de acasă. Se schimbă foarte des regulile și e bine să fim atenți la ele. Perfect. Principala modificare în raport cu ultima hotărâre a Comitetului având acest obiect este faptul că nu mai avem două praguri de incidență. Aveam de 1 și de 3 la 1000 de locuitori, este unul singur, de 3 la 1000, de 3 cazuri la 1000 de locuitori, în funcție de care au loc o serie de modificări, în principal în ceea ce privește gradul de ocupare a suprafeței maxime din cadrul diferitelor spații, în funcție de context, că e vorba de săli de spectacol, că e vorba de săli de joc, că este vorba de restaurante, cafenele, avem un prag la peste 3 la 1000 de locuitori, avem un grad de ocupare de 30%. Da? Ce e sub 3 nu este cazul, pentru că ne regăsim în situația în care ne regăsim cu rata de incidență la nivelul capitalei. Ce ar fi fost sub 3 în alte localități ar fi fost de 50%. În capitală avem un grad de ocupare de 30% din suprafața totală, plus alte reguli. O altă modificare se raportează la persoanele care au trecut prin boală în ceea ce privește accesul lor. Aveam acum o perioadă de referință între a 5-a zi și a 180-a zi de la momentul confirmării infectării. Acum avem ca punct de plecare pentru această perioadă ultima zi a izolării. Și o altă modificare dincolo de cele pe care le-am expus, cu 30% gradul de ocupare, rămânând pentru sălile, pentru locurile de joacă pentru copii, 50%. Acolo e o situație specială. În general nu au existat modificări. Este singura excepție. O altă modificare vizează accesul tuturor persoanelor în magazinele alimentare care se situează în parcurile și centrele comerciale, cu îndeplinirea cumulativă a anumitor condiții, care țin de asigurarea unui spațiu de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană, de asigurarea unui număr limitat de coșuri de cumpărături și, în primul rând, de existența celor culoare dedicate pentru circulație, acces și ieșire. Vă așteptați ca aici să fie o problemă? La începutul pandemiei, cel puțin, au fost o serie de probleme când a venit vorba de magazine, de oameni care au reclamat faptul că se simt discriminați pentru că sunt separați de panouri, ori de garduri și așa mai departe. Iar de această dată, prin prelungirea stării de alertă, avem această noutate. Intri în mall fără certificat verde, dar doar dacă te duci la supermarket. Însă te duci pe un culoar bine stabilit. Cum se petrece acest lucru? Eu cred că rata de incidență este doar un aspect și că toate aceste măsuri au avut la bază evaluări ale specialiștilor. Eu nu sunt specialist în medicină, dar am constatat că întotdeauna a fost avut în vedere contextul, da? Inclusiv rata de incidență. În octombrie, la momentul la care am preluat mandatul, aveam o rată de incidență de peste 11 la 1000 de locuitori în capitală. Am asistat la o creștere accelerată în luna octombrie, ajungând pe val.
la aproape 17.000 de locuitori, după care spre finalul anului a scăzut, ca să ajungă la 1 ianuarie la aproximativ 0,7 în capitală și apoi să înregistreze în două săptămâni o creștere de până la 3.000 de locuitori. Sunt foarte mulți factori care sunt avuți în vedere, dincolo de opiniile de specialitate științifice în funcție de care se stabilesc aceste măsuri. Avem eforturile medicilor, nivelul de ocupare din spitale, nivelul de încărcare și așa mai departe. Deci nu pot evalua la acest moment concret care a fost rațiunea pentru care, dacă a fost sau nu, au fost opiniile din Horeca sau să vorbesc despre o anumită discriminare. Sunt avuți factori în vedere. Acum a apreciat guvernul. Ideea în care nu au început deja să vină telefoanele dinspre aceste supermarketuri, cum anume să amenajeze aceste culoare, cum e corect, unde să se adreseze. Instituția prefectului nu a primit apeluri cu privire la acest aspect. Foarte limpede de lămurit mi se pare și situația școlilor. Da. Există riscul ca în București școlile să treacă în online integral? După 20 ianuarie, în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, avem două scenarii în care Comitetul pentru Situații de Urgență dispune cursurile în online fără prezență fizică, deci trecerea la scenariul online, respectiv reluarea cu prezență fizică. Avem două situații. Despre ce vorbiți dumneavoastră cu existența unui risc? Este adevărat că în ordinul comun a fost stabilit un procent de 75% de ocupare a paturilor în spitale dedicate pacienților COVID, dar aspect care vizează întreruperea cursurilor, suspendarea cursurilor cu prezență fizică. Din ianuarie până acum, după data de 20 ianuarie, în cadrul CMBSU, am dispus trecerea la scenariul online pentru 24 de unități de învățământ, din care 12 de jumătate și-au reluat activitatea cu prezență fizică, cursurile cu prezență fizică. În funcție de evoluție, da, de pragul stabilit în ordinul comun, se va dispune sau nu, vom vedea cum va evolua. Întrebarea era pe ce scenarii lucrați, dacă lucrați pe o serie de scenarii care să vă pună în temă, cel puțin pentru următoarele 2-3 săptămâni, cât spune Ministrul Sănătății că ajungem în vârful acestui val 5, după care încep numărul de infectări să descrească? Scenariile sunt stabilite deja prin acte normative în cazul școlilor, cu siguranță, da? Pentru că în ordinul comun e stabilit foarte clar care sunt condițiile și în ce scenariu intrăm, în scenariu online, în funcție de anumite criterii. Și ele au diferit, că a fost rata de vaccinare la un moment dat sau, în acest caz, gradul de ocupare a paturilor în spitale, deci încărcătura care e în sarcina spitalelor. Noi așteptăm, Comitetul pentru Situații de Urgență, în calitate de prefect și de președinte al comitetului, pot opina, se raportează la rata de incidență care este comunicată de DSP, iar comitetul, practic, dispune în limitele hotărârii de guvern, în funcție de propunerile Direcției de Sănătate Publică și în limitele cadrului normativ în vigoare. Numărul de testări în capitală, pe final, îmi spuneați că numărul facem de testări un comunicat zilnic cu privire la acest aspect, pe fiecare fază de vaccinare în parte. Vaccinarea, dincolo de faptul că este o decizie personală, continui să cred că este și un act de responsabilitate socială. Ori, până la urmă, noi comunicăm datele din fiecare centru de vaccinare pe site-ul instituției prefectului, așa cum ni se comunică. Alexandru Vacaru, prefectul Capitalei, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Pe final, aș vrea totuși să vă pun o întrebare politică. În situația în care s-a schimbat formula guvernamentală, dacă există informația, cât mai rămâneți în funcție, dacă există posibilitatea să fiți schimbată? Eu nu dețin această informație cu privire la o perioadă de timp în care să rămână în funcție și, după cum bine știți, informațiile au fost publice că în urma negocierilor postul pe capitală de prefect a fost
A rămas la Partidul Național Liberal pentru că este un singur apel aș vrea să fac și e foarte important, nu o să-mi ia foarte mult timp. Spre deosebire de valul trecut, acum practic toată presiunea s-a mutat de pe personalul din spitale pe resursa de urgență. De aceea, în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, noi avem un grup de suport tehnic în care avem reprezentanțe ai mai multor instituții și este coordonat de DSP. Serviciul de ambulanță are o încărcătură extraordinară, la fel și Direcția de Sănătate Publică. Direcția de Sănătate Publică a gestionat vineri peste 9.000 de cazuri în afara persoanelor contact direct, da, pentru efectuarea anchetelor, iar astăzi aproape 8.000 de cazuri. De aceea aș vrea să fac un apel, în primul rând, în urma discuțiilor pe care le-am avut în cadrul grupului de suport tehnic, către medicii de familie. Avem aproximativ 200 de medici de familie care au încheiat un contract cu casa. Ce vreau este ca bucureștenii să știe că apelează la serviciul ambulanță doar pentru situații de urgență și dacă nu prezintă simptome, nu trebuie să se testeze. Și că au mai multe soluții. Se pot testa la medici de familie, chiar dacă nu sunt medicii lor, în farmacii și, evident, prin intermediul DSP. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Alexandra Vacaru, prefectul Capitalei.